NIO este un buy în acest moment la $14. Evident nu se compară cu acum câteva luni când era $30. Salutare comunității Roinvest! Trebuie să vă spun, în vremuri din astea de sânge pe piață, când tot se simte parcă vine sfârșitul lumii, I've fallen and I can't get up. Suntem cam singurii care în aceste vremuri se bucură să vadă companii bune la prețuri ok, să facă haz de necaz și mă bucur enorm că am reușit să implementez acolo ideea asta de a te simți bine atunci când prinzi acțiuni la ofertă. Și pe această cale țin să mulțumesc foarte, foarte mult celor ce au ales să facă parte din acel mic grup și celor ce au văzut valoarea din clipurile mele, unde 80% din companiile prezentate s-au îndreptat mai mult sau mai puțin către prețul corect calculat de mine. Iar dacă ești pentru prima oară aici, se cuvine să facem cunoștință. Eu sunt Claudiu, locuiesc în UK de 5 ani. Tot de atâta timp studiez tot ce înseamnă bursă, iar pe canalul Roinvest, folosindu-mă de propriile cunoștințe și venind cu argumente clare și concise, vă învăț și pe voi cum ar trebui să priviți investițiile pe bursă, cum să abordați raportul risk-reward, cum să analizați o companie înainte de a investi în acțiunile acesteia și așa mai departe. Dacă vrei să susții acest canal și în același timp să primești acces la baza noastră de date, portofoliile noastre, modelele DCF de calcul, screenerul de companii marca Roinvest, vei găsi acest buton pe pagina principală, join sau alătură-te dacă ai YouTube în română și te aștept acolo. Și vorbim astăzi despre NIO, o companie care a fost cerută intens de către voi în postarea mea de pe community. Am de gând să iau ușor majoritatea companiilor cerute de voi acolo și să fac un clip. O să fie din nou o analiză specială, ne vom uita la câte mașini au livrat în ultimele luni, motivele pentru care au scăzut atât de mult, vom încerca să vedem cam la ce preț ar fi un buy, poate este acum, poate nu. O să fiți surprinși de rezultat, cred eu, dar toate astea pentru cei ce vor rămâne cu mine până la final. Dacă încă nu ați văzut clipul anterior făcut de mine despre NIO, vă invit să o faceți, îl găsiți pe canal, iar în acel clip spuneam că este practic imposibil ca NIO la $30 cât era atunci să fie o investiție bună pe termen lung. Am arătat foarte, foarte clar și de ce, iar la final, după 4 luni de zile, ce să vezi, NIO a scăzut cam 60% de la prețul de atunci, ajungând undeva pe la $14-15. Și nu doar NIO, am spus același lucru despre companii precum Palantir, Shopify, Nvidia și așa mai departe. Va urma un clip oricum pe tema asta în curând, subscribe și activează clopoțelul ca să fii sigur că nu îl ratezi. Nu putem, din păcate, să spunem același lucru și despre alți analiști renumiți de pe YouTube-ul românesc și nu încerc în niciun caz să mă laud, ci doar să vă arăt pura realitate și faptul că toți acești YouTuberi investesc după ureche. Știu, iar mă leg de X și Y în loc să-mi văd de treaba mea, iar nu știu ce, unul la mână, nu înjur pe nimeni, doar critic și-mi expun părerile. Dacă am învățat ceva la universitatea la care studiez în Londra, este importanța critical analysis, atât cu referire la alții, cât mai ales la analiza unei companii, unde eu mereu vă prezint riscuri și aspecte negative legate de businessul companiei, pe când alții, to the moon, fabrici, contracte, nimic nu mai contează, totul e roz, pinguinii zboară. Și doi la mână, faptul că eu expun aceste chestii vă va ajuta și pe voi, chiar dacă unii, din păcate, nu vă dați seama de asta încă. Acestea fiind spuse, pentru că vorba multă sărăcie a investitorului, să începem, zic. Cum puteți voi să faceți mai mulți bani? Am luat NIO la 35. Vreau să zic că am luat la prețul de 35 și mă bucur pentru că quarter-ul, prim quarter, are un record de 20.000 de vehicule livrate. Se duce bine în sus. Se duce, dar oricum a fost o corecție destul de mare. Cât a fost all-time high? All-time high a fost la 60 ceva. 60? Da. Ah, okay. E practic la jumătate, a fost jumătate de preț. Astfel de dipuri trebuie luate, mai ales dacă ți-ai făcut calcule și atunci, trebuie luate exact atunci când se întâmplă. Pentru că poate peste o săptămână o să ajungă la 45 în zona aia sau 50 și nu mai prinzi această... Și cu Xpeng la fel, a bătut toate așteptările legate de primul quarter. Când mi-ai zis că exact? Alantenii. Asta înseamnă să deja pregătit. Un 15%. Chiar e un preț mic, adică nu văd cum ar putea să ajungă măcar la 60 în următorii 2 ani. Deci nu există oricum, chestia asta. Anul trecut a fost la 72. Uh-huh. Investitori care sunt amatori. Mulți în această perioadă au ieșit. Let's get ready to rumble! Yes.
canci, evaluare, strong buy și dăm câteva sute de euro să te învăț și pe tine. Dacă eu ziceam la 30 de dolari că e mult prea sus, după ce făcusem o evaluare corectă, băieții de față erau de altă părere, Nio la 35 de dolari, buy toată ziua, doar pentru că are o corecție. Nu contează că de la această corecție e posibil să urmeze alta și mai mare dacă compania nu se află nici pe departe la o valoare fair. Contează pentru ei că a fost la all time high, 70 de dolari și de ce să nu mai fie iar. Tinca, vă știu pe cei care vreți să auziți de BNGO, de Jaguar Health sau de TransEnterix, dacă nu mă îndoiesc. Eu, dar în același timp, prefer să vă dau acțiuni care cred că se vor duce 10, 20, 30% în sus pe o perioadă de un an. NIO și acea acțiune, acea companie este NIO. NIO și adevărul este că nu poți să aștepți foarte mult din simplu motiv că dacă cineva ar fi investit în NIO de prima dată de când am menționat-o pe acest canal, cred că în acest moment ar avea o sumă aproape triplă. Ai încredere că NIO o să ajungă, să zicem, măcar pe la un 100 de dolari pe acțiune și adevărul e că dacă cineva poate să găsească investiții mult mai bune, mult mai sigure, între ghilimele, trebuie să mă anunțați. Cine precum NIO sau Apple, care are planuri pentru o perioadă mult mai lungă de timp. Etsy, Palantir, Twilio și ghiciți cine a primit o estimare de 75 de dolari din partea celor de la JP Morgan. Acea companie este NIO. Probabil multe dintre aceste acțiuni ar putea să intre într-o măsură mai mare sau mai mică în acea categorie de acțiuni sigur. Probabil cel mai practic canal de educație financiară din România. Hey, that's pretty good. Stand-up comedy investițional. To the moon. Să nu vă mirați când o scoate și el un curs și toată lumea se va îngrămădi. Ce am observat foarte interesant e că la boom-ul din ianuarie-februarie 2021 avea o groază de clipuri cu top companii cu potențial nu știu câte X-uri, iar recent, pauză. Am luat NIO. Am prins preț prea bun. Știam că va crește într-un final, că e o companie super ok. A scăzut destul de mult. Uh-huh. Eu inițial luasem pe la 58-56 și am zis că, bă, mai scade, hai să cumpăr câteva acțiuni. Aveam vreo 15-20 de acțiuni. Mamă, știi cum eram? Ca un copil. Mamă, ce reduceri sunt, hai să cumpăr și eu. Așa, și mi-am luat, deci am băgat tot în NIO. Tot ce am avut, am băgat în NIO. Am 106 acțiuni. Da, păi uite și Cathie Wood, care conduce ARK Invest, și am văzut că a cumpărat o groază de Tesla și Roku, recent, o groază, plus Palantir. Era un preț foarte scăzut, adică am luat la 34 de dolari NIO. Da, da. Știi? Era aproape cel mai mic care a fost. Cred că cel mai mic, de fapt. 33 a fost. Aproape. 34-35 am luat. De 2000 odată am luat. În toate reporturile pe care le-am citit despre NIO și sunt de vorbă și cu alți oameni care investesc în NIO, toți spun același lucru. Strong buy. Strong buy. Strong buy. Este foarte subevaluată. Let's get ready to rumble! No comment. Cât să mai și scadă, bă, tată, nu există să nu facem 3x, 5x, 10x, un fleac. Măcar nu am auzit din nou la cel din stânga, cumpărați, cumpărați, că e excelent. Dacă dorești să-ți creezi un cont la Trading212, o platformă simplă și ușor de folosit, numai bună pentru cei ce sunt la început de drum în ceea ce privește investițiile la bursă, folosește codul ROINVEST legat și cu litere mari și o să primești o acțiune în valoare de până la 100 de euro, pe care apoi o vei putea vinde și să-ți încasezi banii pe ea. Tu primești această acțiune gratis, eu un mic fee ca și creator afiliat, iar acesta este un win-win. Bun, probabil majoritatea dintre voi știți cine este NIO, are un market cap în acest moment de 25 de miliarde, un preț al acțiunii de 15 dolari, este un producător de mașini electrice și de asemenea ce trebuie să mai știți este că scăderile generale de pe bursă din ultima vreme au venit în mare parte din cauza unor probleme precum supply chain, chip shortage, frica de recesiune, război, evaluările foarte mari la care se ajunsese, rate hike, creșterea dobânzilor, economic downturn, se așteaptă ca economia să încetinească, inflația este foarte mare, așadar avem o groază de motive care justifică scăderile recente de pe bursă în general. Însă atunci când investiți într-o companie precum NIO, trebuie să fiți conștienți că pe lângă toate aceste probleme, NIO va mai veni și cu alte riscuri precum lockdown-ul din China, care i-a afectat foarte mult în ultima vreme și veți vedea imediat de ce,
conflictul dintre China și SUA, politica din China și frica de delistare. Atunci când alegi să investești într-o companie din SUA, ai practic toate aceste mari probleme, însă într-o companie din China mai trebuie să ții cont de încă 4. Year to date, prețul acțiunii NIO, adică de la începutul anului, este în scădere cu 54%. Dacă ne uităm de la all-time high și până în prezent, are o scădere de 75%. La un eventual rebound, cu siguranță va și crește mai mult decât piața în general, pentru că este acel gen de companie. Iar pe lângă toate punctele prezentate aici, NIO a scăzut și din cauza faptului că în luna aprilie 2021, deci luna trecută, au livrat doar 5.000 de mașini, în scădere de aproape 30% year over year față de luna aprilie din 2021. Iar dacă ne uităm la câțiva competitori de ai săi, cum ar fi XPeng, aceștia au reușit totuși în aprilie o creștere de 75% year over year, au livrat 9.000 de mașini, mai multe decât NIO, iar Li Auto undeva la 4.000 și ei au avut o scădere de aproape 25%. Iar în poza de sus vedem numărul de mașini livrate de NIO în China din anul 2018 până în 2022 pe fiecare lună, iar cea mai recentă fiind aprilie 2022, vedem linia roșie, practic NIO a livrat în această lună același număr de mașini livrate în septembrie 2021, linia albastră deschis. Și vă voi explica imediat și de ce s-a întâmplat acest lucru și cum ar trebui să privim aceste informații. Dar înainte de asta vom merge acum direct în Google Sheets, în modelul creat de mine pentru companiile neprofitabile cum este NIO, pentru a vedea care ar fi prețul corect pentru această companie în acest moment. Și vom face o analiză pe 10 ani, avem veniturile trailing 12 months, veniturile 5,41 de miliarde încasați de NIO în ultimele 12 luni, avem shares outstanding cu 1,65 de miliarde, și vom merge pe o rată de creștere a veniturilor în următorii 10 ani de 30%. Practic, cu o rată de creștere 30% an de an, NIO ar trebui să ajungă prin 2031-32 să genereze 74 de miliarde de dolari în venituri, iar dacă ne uităm la numărul de mașini vândute, în prezent, în 2021 au vândut 91.429 de mașini, cu aceeași creștere de 30% anual, vor trebui să livreze peste 10 ani 1.260.000 de mașini. Eu personal cred că această rată de creștere de 30% este una rezonabilă, să zicem, în niciun caz nu este foarte conservativă. Dar o vom mai schimba la sfârșit și veți vedea niște lucruri foarte interesante. Vom pune 7% la rată creștere shares, practic de la 1,65 de miliarde în prezent, peste 10 ani să ajungă undeva la 3,2, deci practic să-și dubleze shares outstanding în 10 ani, ei cred că și le-au triplat în ultimii 3, deci din nou și aici nu suntem deloc conservativi. O marjă de profit net pentru un automaker, de obicei, după cum v-am arătat în clipul anterior, este undeva la 3, 4, 5%, poate chiar 7, 8, dar în niciun caz nu veți vedea un automaker cu o rată de cu o marjă de profit net la 20-30%, pentru că nu este o companie tech. Așadar, din nou, nu vom fi conservativi și vom merge pe o marjă de profit net la NIO de 10%. Și cu un PE între 15 și 30 peste 10 ani, la un randament de 15% anual pe care ne-am dorit să-l facem la o investiție în NIO, prețul corect în acest moment ar trebui să fie undeva la 12 dolari, deci nu foarte departe de prețul actual de 14. Dar trebuie să fii conștient că există întotdeauna riscul ca peste 10 ani compania asta să ajungă la un PE de 15, după cum vedem dacă se vor concretiza aceste creșteri și va ajunge la o valoare PE de 15, peste 10 ani NIO va fi undeva la 34 de dolari, vei face un randament anual de 9% și o creștere a investiției de 142%, deci practic nu te vei îmbogăți în niciun caz. Doar în cazul în care va ajunge la un PE de 30, după cum vedem, ar trebui să ajungă aproape de 70 de dolari, ceea ce ți-ar aduce un randament anual de 17%, nice. Mult mai bun decât
scenariul conservativ, însă nu avem de unde să știm la ce PE va ajunge să se tranzacționeze. Probabil că cu aceste creșteri de 30% anual nu va ajunge nici la 15, posibil să nu ajungă nici la 30, poate la 20 ar fi mai realist și aici avem un randament de 12%. Dar ceea ce este și mai important, haideți să vă arăt ce înseamnă NIO peste 10 ani la $300, spre exemplu, cum o să auziți pe o groază de canale, NIO la $300 în 3 ani, 4 ani, 5 ani, 10 ani și așa mai departe. Investitori care sunt amatori. Ca NIO să ajungă la $300 peste 10 ani, va trebui să aibă o rată de creștere în venituri anuală de 50%. Vedem la un PI de 30, pe lângă faptul că va trebui să aibă aceste creșteri imense, va trebui să ajungă și la un PI de minim 30, prețul la final va fi aproape $300 și ți-ar aduce un randament de 35% anual. Se va întâmpla asta, nu avem de unde să știm, dar când te uiți aici, veniturile la final, peste 10 ani NIO va trebui să genereze peste 300 de miliarde în venituri. Iar scenariul 2, dacă lăsăm tot 30% aici, o altă modalitate prin care NIO ar putea să ajungă la $300 peste 10 ani ar fi să se tranzacționeze încă la un PE de 120, să zicem. În cazul acesta va ajunge undeva la $275 pe acțiune, un randament de 34%, atunci să zicem că vei fi foarte, foarte fericit. Însă, pentru a se întâmpla asta, seara când te pui în pat și când spui Tatăl nostru, va trebui să spui și un Doamne ajută să ajungă NIO peste 10 ani la un PE de 100, 150, 200. Că dacă nu, dacă va ajunge la un PE normal de 20, prețul peste 10 ani va fi exact $45. Practic, îți vei tripla banii în 10 ani, iar dacă ai investit 2, 3, 4, 500 de dolari, 1000, putem spune că nu ai făcut mare brânză. Iar pentru mine, personal, după cum v-am spus, asumările de aici nu sunt foarte conservative. Dacă pun înapoi PE 30, și dacă merg pe o marjă de profit mai conservativă de, să zicem, 8% și o creștere în venituri de 25%, astfel încât peste 10 ani să genereze doar 50 de miliarde în venituri, atunci vedem prețul corect ar trebui să fie undeva la $6.50. Va ajunge la această valoare? Who knows? La fel, când am făcut clipul anterior, NIO era la $30, foarte mulți nu credeau că va ajunge la sub 15, uite că s-a întâmplat, iar eu sunt aproape sigur că se va întâmpla și acest lucru. Și în concluzie, NIO este un buy în acest moment la $14. Dacă ai stomacul necesar să înduri o volatilitate mare, dacă crezi că ești îndeajuns de puternic mental să treci peste toate perioadele acestea de incertitudine, când chiar și de la acest preț investiția ta poate fi simplu afectată încă 50%. S-ar putea duce de la $14 la $7 oricând la tot ce se întâmplă în lume, toate problemele pe care vi le-am prezentat la început. Evident nu se compară cu acum câteva luni când era $30. E un buy mult mai ok acum la 14, dar pentru mine personal nu este și nu neapărat din același motiv din clipul trecut și anume supraevaluare, este și acesta unul din motive, dar principalul este acela că nu e momentul din punctul meu de vedere să-mi îndrept atenția către astfel de companii cu high risk. Mă aștept ca undeva în cursul anului 2022 S&P să ajungă la 3000 de puncte, exact cum v-am prezentat în acest clip. Dacă nu l-ați văzut, vă recomand să-l vedeți neapărat, am calculat acolo o valoare fair pentru S&P 500, iar pentru a ajunge la 2800-3000 de puncte ar însemna o scădere a pieței de cel puțin încă 25% de unde ne aflăm acum, din vaste motive, astfel că dacă se va întâmpla asta, companiile hype și high risk încă vor mai avea loc de scădere destul de mult, chiar dacă deja le vedeți la 70-80, chiar 90-95%. Le-am spus și celor de pe grupul Telegram, la care poți avea acces dacă vii alături de noi pe membership, le spuneam că mi se pare incredibil cum poate rezista piața la atâția factori negativi, dar și faptul că eu nu sunt împotriva companiilor super high growth, nu sunt împotriva Palantir, CRISPR-ului, 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 NIO,
și așa mai departe, dar nu cred că este cel mai bun moment acum cu toate nebuniile astea să intru în astfel de companii. Piața se clatină așa, se clatină serios, iar în cazul unei scăderi majore vor fi din nou luați prin surprindere toți cei care cred că NIO la $15 e strong buy, strong buy, doar pentru că a căzut 75% de la ATH, așa cum credeau de altfel și la 45 și la $30 că no, cât să mai și scadă. O să mai scadă exact cât nu te aștepți, atâta timp cât recomanzi cu tărie strong buy fără logică și doar pentru că fabrici noi și că a scăzut de la 70 la 30. Ok, fabrici noi, expansiune, uite că din pricina unor factori la care nici nu te aștepți, te trezești cu 30% scădere în numărul de mașini livrate, după cum am văzut, din diferite motive, iar asta nu aduce nimic decât mai multă incertitudine și în consecință foarte multă volatilitate. Dacă ne aflam în anul 2015-2017 pe acolo cu situația de atunci când toate erau roz, n-aveam nicio problemă, da, cu NIO la valoarea asta poate luam în calcul să cumpăr, dar din păcate ne aflăm în 2022, iar 2022 spre deosebire de ultimii ani vine cu toate aceste puncte de la începutul clipului, toate aceste probleme, iar eu momentan o să spun nu chiar și la $15. Pentru tine, dacă ești de altă părere și dacă ți se potrivește stilului tău de investit, strategiei tale, da, poate e ok NIO la $15, cum am spus, cu siguranță mult mai ok decât la o capitalizare de 100 de miliarde cât avea acum câteva luni și mai ales că se apropie destul de mult de o valoare fair. Abia aștept să aud părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă aveți orice nelămurire sau orice întrebare pentru mine, nu ezitați să-mi scrieți acolo. Aceasta a fost analiza mea de astăzi pentru NIO. Sper că am clarificat. Da, este un preț cât de cât ok, prețul la care este acum, însă cu ce se întâmplă mă aștept să scadă și mai mult. Eu momentan spun nu tuturor companiilor high risk în acest moment, v-am explicat de ce, iar dacă ție îți place și ți se potrivește, go for it, dar fii conștient că ți-asumi niște riscuri. Nice. Eu am fost Claudiu și prieteni, ne vedem la următorul clip, la revedere!